Ce ar fi sărbătorile de iarnă fără luminițe? Parcă n-ar mai avea același farmec. Atârnatul beculețelor colorate este una dintre plăcerile nevinovate ale acestei perioade, dar și un obicei care ne poate face mai fericiți. Luna decembrie este cea mai luminată din an. Oamenii abia așteaptă perioada sărbătorilor de iarnă pentru a vedea instalațiile și decorațiunile care mai scot orașele din monotonia nuanțelor de gri. Am fost într-unul dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun din București, West Side Christmas Market. Plasa de beculețe care îmbracă pasarela de sticlă, bradul luminat, ornamentele colorate de la fiecare căsuță, dar și restul decorațiunilor din parcul Drumul Taberei ne introduc într-o lume de poveste. Iar oamenii sunt încântați de luminițele folosite în acest an. Foarte drăguțe! Minunate! Erau și anul trecut tare frumoase și ne-am bucurat să le vedem pe aceleași anul ăsta. Mi se pare de foarte nice, e o priveliște foarte spectaculoasă și sunt încântat de ce văd aici. Mi se pare foarte frumoase. Foarte drăguțe, da, sunt foarte frumoase, chiar este cel mai frumos brad din anul ăsta. Însă beculețele aprinse peste tot nu sunt doar pentru frumusețe. Acestea pot să reprezinte un motiv de bucurie, căci ne introduc în spiritul sărbătorilor. Cred că dacă ne uităm la ce înseamnă luminițele de Crăciun și, în general, toate aceste decorațiuni de sărbători, ele sunt niște, mă rog, obiecte, accesorii, cumva, care încearcă să inducă noțiunea asta de sărbători, care e asociată de foarte multă lume cu fericirea. Am vrut să aflu părerea vizitatorilor din târg. Ce stare vă dau luminițele? Vă fac mai fericit? Foarte fericit, adică vă face să zâmbesc. De împlinire, e lucrul meu favorit la Crăciun și asta e tot ceea ce îmi doresc să văd de Crăciun. O stare de bucurie, mă face să-mi amintesc de vremurile când eram mai mic și eram cu ai mei și împodobeam casa și bradul în ajunul Crăciunului și când deschideam cadourile din ajun. O stare bună. Ne bag în atmosfera de Crăciun foarte mult și de-aia îmi plac foarte, foarte mult. Un vibe bun, adică îmi plac, o stare foarte plăcută. Pentru multă lume, luminițe înseamnă Crăciun, deci înseamnă fericire, dar pentru alții, pe de altă parte, pot să însemne lucruri opuse de ele, clar au un anumit efect în direcția asta. Prin urmare, așa este. Pentru mulți dintre noi, Crăciunul nu ar mai fi Crăciun dacă nu am vedea instalații luminoase peste tot. Însă nu toți sunt de părere că aceste mici bucurii vizuale sunt de fapt atât de importante. Ajută, ce-i drept, dar nu reprezintă esența perioadei. Luminițe frumoase, foarte frumoase, dar Crăciunul e despre Iisus Hristos. Și asta e frumusețea. Luminițe sunt frumoase, dar lumea a uitat despre ce este Crăciunul, din păcate. Luminițele au fost introduse în 1882 de către inventatorul american Edward Johnson, ca o alternativă mai sigură care să înlocuiască tradiția împodobitului cu lumânări. Nu au prins chiar din prima, dar acum sunt nelipsite în perioada sărbătorilor de iarnă.